Un accident teribil a avut loc ieri seară pe raza localității Jidoștița din județul Mehedinți. O autocamionetă încărcată cu lemne a rămas fără frâne, iar persoanele care erau în mașină au sărit crezând că așa vor scăpa. Însă, una dintre acestea a pierdut lupta cu viața. Este vorba despre un tânăr de 33 de ani, care își desfășura activitatea ca pompier în cadrul detașamentului Orșova. Atenție, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Accidentul teribil s-a produs pe drumul județean 607B la ieșire din satul Jidoștița. O camionetă încărcată cu lemne a rămas fără frâne, moment în care pasagerii au decis să sară din mașină, iar una dintre victime a pierdut lupta cu viața. Este vorba despre un tânăr în vârstă de 33 de ani care își desfășura activitatea ca pompier în cadrul detașamentului pentru situații de urgență Orșova. Au rămas fără frâne și s-au răsturnat cu lemnele. Unul dintre victime a sărit din mașină și s-a lovit de asfalt, producându-și fractură dublă de bază de craniu și pe stânga și pe dreapta cu o talagie bilaterală și cu material cerebral în afara corpului extravazat, iar celelalte două victime, unul are fractură de gleznă picior stâng și celălalt are tot o fractură tarsometatarsiană. Cei doi sunt în afara oricărui pericol, dar păcat că prima victimă care a sărit din mașină este decedată. La fața locului s-au deplasat o ambulanță SAJ, cât și un echipaj de poliție. În afara localității Jidoștița a avut loc un eveniment rutier pe fondul neadaptării vitezei și a încărcăturii peste limita legală admisă a acelei camionete. În urma evenimentului rutier a rezultat decesul conducătorului auto și rănirea a două persoane. În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor producerii accidentului. Se fac cercetări pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.